Unii au prea mult, alții prea puțin, iar unii oameni nu au nimic. Familia Gabor din Sinoe, alcătuită din 10 persoane, dintre care 8 copii, își ducea cu greu traiul zilnic. În urmă cu 2 luni, soarta a hotărât să încerce și mai dramatic. Apogeul coșmarului a fost pentru ei ziua de 28 septembrie, atunci când natura s-a dezlănțuit, iar furtuna le-a dărmat casa. Toți membrii familiei se aflau înăuntru când casa s-a prăbușit. Atunci au văzut moartea cu ochii, iar părinții spun că doar un miracol i-a scăpat din ghearele morții. După ce au ieșit din starea de șoc, soții Gabor au revenit la cruda realitate. Tocmai ce își pierduseră singurul și cel mai de preț bun, locuința. Cu un venit mizer de 360 de lei pe lună, ce constă în alocația copiilor, posibilitatea achiziționării sau măcar închirierii unei locuințe era un vis irealizabil. Cu 8 copii în întreținere, părinții au bătut la toate ușile pentru a căuta un adăpost. Singurul care le-a dat o speranță a fost primarul, care le-a promis că le va ridica o casă în primăvară. Până atunci, locuiesc în casa cumnatei, care este plecată în străinătate, dar se poate întoarce oricând. Familia Gabor este astfel nevoită să părăsească locuința. Și afară din casă, că nu puteam să mai ieșim ca aici, am avut 2 cămeruți. Deci când a căzut tavanul din sală și peretele ăla, s-a rezemat în ușe. Și am chemat-o pe cumnată, mi-am deschis geamul, că aveam geam aici mare, și am deschis-o și i-am scos afară. Pe care am apucat îmbrăcat, care am apucat cum era o postă mai special, l-am pus-o într-o pătură și l-am scos repede pe geam afară. Mi-era frică că se crăpase și tavanul lantul. Vii cu fata asta unde stau acum și mi-a zis: Mariana, de ce până primăvară stai aici? Acum stau și eu acolo, are un frate plecat în afară. Dacă or veni fratesul ăla și mă dă afară de acolo, ieși și eu afară, că e casa omului. Dacă vrei să mă grădesc, copiii mei la ora actuală plânge ca să vin în casă. Ăsta cât era de mică spune: mamă, hai la noi acasă, că nu-i bine aici. E foarte greu, ne descurcăm greu de tot. Am avut 4 copii la școală, v-am spus, i-am întrerupt din cauza la școală, că n-am avut să-i întrețin. Pe lângă această grijă, soții Gabor se gândesc cu groază la sosirea iernii și asta pentru că nu au lemne să facă focul. Tatăl muncește pe unde apucă, cu ziua, iar din puținii bani primiți, cumpără de alegurii. Cartoful și fasolea sunt alimentele de bază. Chiar și așa, hrana nu le ajunge niciodată și nu puține sunt zilele în care părinții dorm nemâncați pentru a-și hrăni micuții. Cu ziua muncim cu 350 de lei vechi, cum a venit banul, și muncim, azi muncim, mâine n-avem de muncă, pe la stuf când se poate, apele sunt mari, maldorul e foarte ieftin, altceva, ba, cu alocația, trăiește cu ce cum putem. Da, cu necazul, cu căsuța, și altă soluție n-avem. Servici, n-avem unde să muncim. Fiecare copil are dreptul la educație și nimeni și nimic nu ar trebui să-l priveze de acest lucru. Singura bucurie a copiilor familiei Gabor, frecventarea școlii, le-a fost și ea interzisă. Chiar dacă și-au dorit ca măcar copiii să învețe, părinților le este imposibil să-i țină la școală. Cei 4 frați care frecventau cursurile școlare au fost pe rând subiecte de glumă pentru ceilalți colegi, doar pentru faptul că nu au îmbrăcăminte și rechizite. În timp ce foarte mulți copii de bani gata acumulează absențe cu nemiluita și renunță la școală pentru distracții, cei care cu adevărat își doresc să învețe nu au posibilitatea. N-am vrut să avem cu ce să mergem la școală. Dacă aveam cu ce, mergeam. Vreau să mergem la școală. Nu mai plânge. Vorbește cu domnul, nu mai plânge. Să citezi, să mergi și tu. Vreau, dacă n-am putut să merg la școală. Ce trebuie să se aducă moșul? Fel de jucării și hainele. N-am putut să merg la școală mereu, să citesc, să scriu, să învăț. Mi-aș dori să mă duc să învăț la școală, dacă n-am avut cu ce. Nu îi trebuie nimănui foarte multă imaginație pentru a ști ce și-ar putea dori acești copii greu încercați de soartă, de sărbători, cadouri banale, haine, jucării și alimente, care nu ar trezi interesul altor copii de vârsta lor. Pe ei i-ar face cei mai fericiți. De sărbători, Litoral TV dăruiește. Stă în putința fiecăruia dintre noi să aducem magia sărbătorilor de iarnă și în mijlocul familiei Gabor. Pentru ei, orice dar este o bucurie. Așadar, vă așteptăm la sediul redacției noastre cu contribuția dumneavoastră.